Întâmplare halucinantă în județul Arad. Un băiat de 15 ani a fost înjunghiat de un bărbat de 62. Agresorul era beat și a cerut adolescentului să întrețină relații sexuale, dar a fost refuzat, așa că s-a răzbunat. Când băiatul a ajuns la spital, medicii l-au băgat direct în sala de operație. Andreea Popa, colega mea, are vești despre starea lui. Bună ziua, Andreea, cum se simte acum? Bun găsit! Lama cuțitului a străpuns băiatul intestinul subțire și s-a oprit aproape de colon. Operația a reușit, iar băiatul este acum internat la terapie intensivă în stare stabilă. Totul s-a petrecut aseară în fața căminului cultural din localitatea Arădeană Vânători. Băiatul de 15 ani se juca împreună cu mai mulți prieteni. Bărbatul a trecut pe lângă ei și l-a luat deoparte pe adolescent. Fără nicio rușine, i-a cerut să întrețină relații sexuale cu el, dar refuzul copilului l-a înfuriat. Iar acum, bărbatul de 62 de ani este cercetat pentru tentativă de omor. El este căsătorit și are o fică de 30 de ani. Mihaela? Andreea, îți mulțumim pentru informații.